Persoane neidentificate au spart conturile oficiale de Telegram ale președintelui Maia Sandu și vicepremierului Andrei Spânu. În urma atacurilor cibernetice, în spațiul public au apărut fragmente ale unor presupuse convorbiri private și de corespondență ale unor oficiali de rang înalt cu o serie de persoane, printre care și discuții cu ministrul Justiției Sergiu Litvinenko. Administrația prezidențială, precum și guvernul, susțin că este vorba despre mesaje false și minciuni și au îndemnat cetățenii să fie atenți. Instituția prezidențială anunță că a fost spart canalul oficial de Telegram al președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. La fel, infirmăm veridicitatea ultimelor postări. Este foarte interesant că în mesajele false care au apărut de pe conturile de Telegram ale unor oficialități, este vizat domnul Litvinenko, care astăzi vine în ședința guvernului cu sesizarea Curții Constituționale pentru a scoate partidul șor. Interesant ce falsuri și minciuni vor ieși acum, când lupta împotriva corupției, hoților și celor care doresc dezbinarea societății aduce rezultate. Era cumva previzibil acțiunea lor, pentru că, într-un fel, ajungem la un final și acest final nu este deloc plăcut pentru acele grupări criminale cu care luptăm noi de mai multă vreme și care, iată, s-au unit și fac tot posibilul, încearcă să submineze procesele care s-au pornit împotriva lor. Vreau să anunț că nu am publicat eu acel mesaj. Este evident că și nici nu am reușit să văd despre ce. Cumva am fost în ședință, înțeleg. Am fost în ședință. Este un mesaj publicat din altă sursă și cel mai probabil este un mesaj cu informații false puse acolo. De asta, de asemenea, rog cetățenii să fie atenți. Iar fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevski, pe pagina sa de Facebook și-a exprimat regretul în legătură cu publicarea ilegală a corespondenței sale personale cu Litvinenko și a declarat că, din câte știe el, doar Ministerul Afacerilor Interne are un astfel de echipament. Regret că discuțiile private dintre mine și domnul ministru Sergiu Litvinenko au fost interceptate în mod ilegal și făcute publice. Consider că în spatele acestor interceptări stau grupuri criminale ce au acces la măsurile operative de investigație. Din câte cunosc, asemenea utilaj pentru interceptarea discuțiilor de pe rețeaua Telegram îl deține doar Ministerul Afacerilor Interne. Solicit organelor abilitate să informeze dacă interceptarea discuțiilor mele private a fost realizată conform legii. În urma spargerii canalelor de Telegram ale președintelui Maia Sandu și altor înalți oficiali, au fost publicate informații cu privire la căderea unui fragment de rachetă în satul Naslavcea, dosarul procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglo, Consiliul Suprem al Procurorilor și nu doar.